Avem și alte imagini cu turnul de transmisiune atacat. Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Все легли! Легли! Легли в здание и легли даже от стекол! Ближе к земле, дальше от стекол! Может, еще один удар быть нанесен! Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Imagini, doamnelor și domnilor, surprinse de locuitorii din Kiev și îl vedeți pe acest domn care se dă jos din mașină, un locuitor al capitalei, a surprins acest moment al exploziei de la turnul de transmisiuni, părăsește mașina, probabil încearcă să găsească o zonă în care se poate adăposti. Imagini terifiante, așa cum vă spuneam. Luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, și ne întoarcem, pentru că asaltul rușilor asupra capitalei Kiev este în plină desfășurare. Imagini din gara din Kiev, oameni terifiați care încearcă să scape, să se salveze, în timp ce bombele, ați văzut, explodează în capitala Ucrainei. Ne întoarcem la Decisiv. Rămâneți cu noi!